Că poți să ții mingea asta pe picior până extragi două măsele de minte, exact. Până faci 10 carii și faci 3 albini, nu? Cu stângul țin mingea, cu dreapta scot dinții. Exact, foarte bine, bun. Ești pasionat de fotbal, nu? Am practicat fotbal profesionist 10 ani de zile și îmi place să joc în continuare, dar ca pasiune mai mult. Dar mă cam feresc momentan că e greu, pic pe o mână, după aia trebuie să sun pe tata acasă să trimită banii. Numai un pic, vreau să știți că domnul doctor stomatolog Alin Gabor, fotbalist 10 ani, dar totuși nu l-a depășit pe tatălui, nu? Nu, nici vorbă. Sper să-l depășesc ca profesie în domeniul meu, stomatologie. Foarte frumos. Dar mama, cred că dacă se uită, a fost cea care a zis, măi Alin, treci la carte, fiind profesoara de biologie, nu? Exact. Mama profesoară de biologie și-a dorit foarte mult timp să facă stomatologie. Admiterea puțin mai grea pe vremea ei și oarecum ea spera ca eu să mă fac medic. Nu neapărat stomatolog, dar medic. Și ești de la Timișoara, stomatolog? Sunt din Hunedoara, am făcut stomatologia la Timișoara și drumurile m-au dus aici. În București? În București acum, da, de un an de zile. Bravo! Foarte bine. Deci domnul Alin Gabor, și te duci cu mingea la tine, la cabinet? Între pacienți mai exersez puțin, să nu uit talentul, nu? Fii sincer, și-a pierdut cineva dintele de la vreo pasă de-a ta? Dintele nu, dar am rănit un prieten, că am tras la poartă și era portar și am fracturat mâna. Nu știu cum am reușit chestia asta, dar s-a întâmplat un accident de genul. Ce șut puternic are Roberto Carlos al nostru. Alin, hai să stăm un pic aici de vorbă, cât mai avem timp, că asta mi se pare foarte tare. Tu, deci acum te duci la stomatologie, dar ai făcut și fotbal de performanță. Exact. Și nu era mai fain, mamă, fotbalist, fetele scriau pe Instagram, hello, un autograf. Eram micuț atunci, nu era Instagram, nu erau rețele sociale, dar... Scriu acum, da. Numai că... Ia uite-te ce ne-ai spate. Da, mă uitam puțin să văd. Ai zis să scriu acum și ce am simțit o privire. Bună, bună Malina. Bună, okay. Bună. Să știi că auzi și văd tot Cătălin. Deja m-am luat transpirațiile. Exact. Dar știi ce vreau să te întreb? Spune, ai avut vreun moment în care ți-ai dat seama că tu, necontinuând cu fotbalul, oarecum poate îl dezamăgești pe tatăl tău? Cu siguranță am avut momentele astea, era o luptă continuă între învățat și fotbal. Eu îmi doream foarte mult fotbal, dar mi-am dat seama că nu sunt suficient de talentat, dar am discutat chestia asta cu tatăl meu și mi-a dat, cred că, cel mai bun sfat din viață. Dacă nu ești suficient de bun, găsește-ți un domeniu în care poți să fii foarte bun, nu contează ce domeniu, contează să faci ceva din plăcere și să fii cel mai bun în domeniul respectiv. E păcat să irosesc viața și să ajung să joc în niște ligi inferioare sau să mă accidentez și să se întâmple ceva. Și atunci am cântărit puțin lucrurile. Regret oarecum că n-am făcut fotbal, dar știam că nu puteam să ajung la un nivel foarte înalt. Romulus Gabor, tatăl lui, trebuie să știți că a jucat, uite la aici, a jucat la Corvinu și a luat balonul de aur în 1981, da, la campionatul mondial din de Australia. Tineret din Australia. Da, da. Înaintea lui a luat Maradona, aceleași trofee. Mă mândresc foarte mult cu chestia asta și cu tatăl meu și cu mama mea, bineînțeles, că ea m-a îndrumat pe partea asta. Dar, într-adevăr, este un respect pe care le port părinților mei pentru ceea ce au făcut pentru mine și m-au îndrumat pe calea asta. Și sport, și medicină. Mamă, ce tare, uite-te aici, balonul de aur, dar tu ești balonul lui de aur. Sper să bun asta, să nu-l dezamăgesc niciodată. Foarte bună. Vine la tine să... Da, vine, venea la Timișoara, veni și la București să-i fac. Sigur că da, bate drumul. Numai tot, pe mâna mea se lasă. Exact. Și mama? Și mama. Mama este puțin mai fricoasă. Încerc să... Eu știu, mă, copile, ce-mi faci tu acolo. Nu, încerc să nu o chinui cât mai mult că e mama, dar uneori se mai întâmplă să... Nu-i placă la mine la cabinet? Da. Foarte tare. Deci, oameni buni, este doctorul stomatolog și vreau să vă mai spun încă ceva. Lumea, prietenii știu, nu? Că o să fii tată de băiat? Da, prietenii știu. Majoritatea dar admiratoarele de pe Instagram nu știu că o să fii tată de băiat. Melina, astăzi am propus să spunem tot. Deci tu ești însărcinată, practic, și în mai puțin de 6 luni devii mamă. Sunt deja luna 6-a spre a 7-a, deci acum în august, leu. În august, leu. Leu ca mine. Foarte frumos. O să aveți un băiat. Da, un băiat. V-ați gândit și la un nume? Da, dar nu o să-l spunem momentan. Vrem să fie o surpriză. Avem mai multe idei de nume, dar unul sigur dintre nume este ales deja. Romulus. Nu. S-ar bucura foarte mult tata, dar nu. El și-a dorit foarte mult fată, fiind tată de doi băieți și-au dorit fete, dar... Frate, tu ce face? Fratele meu este în Anglia, este inginer constructor, este foarte bine. Câștigă mai mult ca tine?
nu prea pot să spun chestia asta, că după aia mă cert cu el. Eu primesc mai mulți bani de acasă, știi? Și atunci, fiind de la mic, tot timpul a fost ținut în puf. Da, și nu bă, pot la spune. Mic întotdeauna ai ținut în puf. Da. Fii atent să le arătăm oamenilor că doctorul nostru stomatolog, oameni buni, Alin Gabor, este foarte priceput, v-am zis, 10 ani a făcut fotbal de performanță. Se uită mama, tata la televizor? Sper să se uite amândoi. Perfect. Am venit să te provoc, să vedem dacă te luăm în lot. Pe mine? Da. Trebuie să care cineva și mingile în locul ăsta. Corect. Tocmai de asta, Alin Gabor, ia să vedem. Deci, practic, tu poți să ții, uite, dăm drumul la cronometru. 2 minute, poți să ții mingea așa? Pot și mai mult, depinde cât mă concentrez. Hai să vedem dacă poți 2 minute, dacă nu poți 2, uite, a căzut. A treia să o țin deja? 2 minute? Da, fii atent, 2 minute. Hai să resetăm cronometrul, că trebuie să doaze. Fii atent, 2 minute. Dacă pierzi, facem o filmare la tine la cabinet în care ești doar în boxeri și în maieu și o faci acolo unde te-ar trage. Mie mi-ar conveni, nu știu soție, dacă i-ar conveni. Eu zic să ții 2 minute. Vezi că dăm startul, hai. Ții 2 minute, da? Încerc. 1, gata, start. Și în timp ce facem? Păi voiam să pierd bariu. Nu, hai să ne concentrăm. Te rog frumos, se uită și tata. Tata, care e, cum spuneam ceva mai devreme, deținător. Alin, ce facem? Nu prea mai știu, n-am mai jucat fotbal de foarte mult timp. Încerc să mă mulez. Și ai și emoții. Și emoții, și blugi, și da. Nu este ținut adecvat. Întotdeauna căutăm scuze. Tocmai de-aia m-am apucat de dinți, că nu m-am principiul la fotbal, nu? Deci trebuie să avem o filmare cu tine pe Instagram, în care, eu zic că mai încerci un pic, în care, practic, trebuie să, la bustul gol, Mălina cântă și tu faci plombe. Ar fi ceva. Da. Iar m-am emoționat, vezi cum vorbești? Știi să faci braziliana? Da, dar nu știu dacă ar fi indicat să-ți fac vreo... Nu, e că avem asigurare, da? Tot la studio, e asigurare. Ok. Sper să nu pic pe aici. Nu, nu, nu. Opa, ai văzut? Oh! Echipă bună! Facem echipă, gata. 3 fire din implant mi s-au dat. Ai prins lotul. Am prins lotul. Bă, Ali, ești foarte simpatic, să ai baftă, e mingea ta. Mulțumesc. Ia unui prieten, că nici minge nu am aici în București. Te rog frumos să ne-o lași cu autograf aici, că mai știu să ne perfect. Scrie-ne aici pentru emisiunea la Măruță. Avem ciucă, ciucă așa se face, da? Stai cu fața la telespectatorii noștri. Așa. Pentru așa, zâmbește. Când ți-ai făcut ultima dată albire? Acum vreun an de zile. Cred. Da, Greta, avem și marker imediat. Stai un pic, am niște întrebări fulger pentru tine. Ieri ne-a vizitat o doctoriță foarte simpatică, un fel de doctorița șefă pe TikTok, Alexandra Mircea. O știi pe Alexandra Mircea? O știu de pe TikTok, pe colega mea. Normal, de pe TikTok. Bună, și ne-a vizitat și am aflat câteva lucruri. Întrebarea 1 pentru tine. De câte ori e bine să faci de tartraș pe an? De 2 ori pe an. Perfect. Corect, iartă-mă. Era corect. Albește dacă îți frece dinții cu bicarbonat și cu sare de lămâie? Nu albește. Corect. Dar mă pe asta. Din contră, poate dăuna. Exact, bravo. Bravo, așa este. Răspunsul tău este corect. Întrebarea cu numărul 2. Cât mai costă o plombă în ziua de azi? Foarte mult. Foarte mult este? Da. Depinde de medic. Exact, depinde de medic. Bravo, Ciucă. Deci, Alin Gabor, oameni buni, căutați-l pe Instagram. Dă-ne autograf că ne rămâne minge aici. Tu crezi că am glumit? Asta e. Stomatologii vin și ne semnează mingile de fotbal, iar noi mergem mai departe cu frumoasa noastră emisiune. Mălina, sarcină ușoară. Ai pofte? Mulțumesc. N-am. Perfect. Sunt cu minte. Mulțumim mult de tot. Era o întrebare din partea telespectatorilor dacă poftești. Perfect. Mulțumim pentru minge, Alin, salutări acasă familiei, în neamurilor din străinătate și te mai așteptăm cu mare drag, da? Mare drag o să vin. Mulțumesc. Zâmbiți, vă rog. Ei, trebuie. Nici chiar așa. Nu? Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Mergem mai departe, noi rămânem aici la cabinetul nostru stomatologic. Ciucă! Da. Bravo, mă, ți-am zis că începem campionatul. Apără Duc Adam.